Bubița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Crăciunul. Într-o zi de iarnă, Bobiță, băiatul Melc, și Buburuza, fetița mămăruță, au pornit prin pădure să caute crenci de brad. Bobiță, produsul acesta a fost răsturnat de furtună. Să-l ducem acasă, îl împodobim de Crăciun. Ura! Vom avea un brad adevărat! A strigat Bobiță și sări în sus de fericire. De cum au ridicat brăduțul, a observat cu surprindere că sub el era un miriapod. Ajută-mă, Bobiță, să-l punem pe sanie. S-a lovit rău și sigur a răcit. Pe vremea asta friguroasă, să-l ducem la căsuța mea. Au pus miriapodul cu grijă pe sanie. Se va vindeca? A întrebat Bobiță îngrijorat. Sigur că da, îl liniști Buburuza. Acasă l-au culcat de îndată pe bolnav într-un pat moale. Buburuza i-a făcut ceai cald, iar Bobiță i-a citit povești despre râme. A doua zi, miriapodul își deschise ochii și le zâmbi ușor. Pe zi ce trecea, el devenea tot mai puternic și în scurt timp se însănătoși complet. Buburuza îl rugă să rămână. Nu pleca, dragă miriapod, petrece Crăciunul cu noi. Vă mulțumesc, rămân cu plăcere. Dar ce cadou să-i dăm de Crăciun? Se întrebă Buburuza. Oare ce ar plăcea cuiva care are 100 de picioare? Buburuza îi spuse lui Bobiță la ce s-a gândit, iar băiatul dădu din cap aprobator. Bobiță și Buburuza au plecat chiar în acea zi la furnici. Regina furnicilor i-a primit cu amabilitate. Cu ce vă putem ajuta? Buburuza le-a povestit la ce cadou se gândise. Îți vom da ceea ce dorești. Crăciunul a sosit. Bobiță și Buburuză au făcut un suport pentru brăduț. Când s-a înserat, Bobiță i-a dat Buburuzei cadoul emoționat. Crăciun fericit, Buburuză! Mulțumesc, Bobiță! Spuse la fel de emoționată fetița mămăruță. E minunată! Strigă exaltată Buburuză și înfășură imediat panglica pe brad. Crăciun fericit și ție! Zise Buburuză și acum ea îi dădu cadoul lui Bobiță. Artificii! Ce bine! Să le punem pe brăduț! Au aprins artificiile. În jurul bradului zburau scântei sprințare. La lumina acestora și-au făcut apariția licuricii. Fiecare dintre ei a adus câte un ornament. Miriapodul împodobea și el bradul. Au sosit apoi furnicile, cărau un pachet pe care l-au înmânat lui Bobiță și Buburuzei. Dragă miriapodule, acesta e cadoul nostru pentru tine, a spus Bobiță. Crăciun fericit! Pantofiori! A strigat miriapodul fericit. Nu-ți va fi frig la picioare, îi explică Buburuza. Au sărbătorit Crăciunul până seara târziu. A venit Dima, gândacul cartofilor, Vendel, băiatul rădașcă, Alfons, greierașul, și Lili, fetița gâză a trandafirilor. Micuții licurici și copiii furnici au făcut împreună un om de zăpadă. Dansau și cântau bucuroși în jurul bradului. Și Fulgușor, fetița fluture, sărbătorea cu ei. Adiere, fetița libelulă, dansa cu Săltăreața, fetița lăcustă. Bobiță și Buburuză dansau cu Baltazar, albinuța. După petrecere, miriapodul și-a șters cu grijă pantofiorii și i-a pus pe raft. Ce zi frumoasă a fost! Păcat că doar o dată pe an este Crăciunul. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Alunele pierdute.
Salut, Bobița! Grăbește-te să mergem la Reghiu să ne luăm rămas bun de la el înainte de a începe somnul de iarnă, a zis Buburuza fetița mămăruță. Bobița și-a pus căciula, fularul și mănușile, apoi cei doi prieteni au pornit spre scorbura veveriței Reghiu. Veverița stătea pe o creangă. Vrem să ne luăm rămas bun înainte de a te retrage în scorbură pentru iarnă, a strigat Buburuza. Veniți să bem un sirop de adio și să ronțăim câteva alune, își invită Reghiu prietenii. Vă arăt câte delicate s-am adunat pentru iarnă. Cămara e plină. Dar vai, cămara e complet goală. Ajutor, unde au dispărut alunele, nucile? Unde sunt conurile, ghindele și stafidele? Priviți, cred că pe aici au dispărut alunele, a arătat Bobiță spre o gaură din colțul cămăruței. Cineva a rost trunchiul copacului, a strigat Buburuza. Eu știu cine a fost, a adăugat băiatul Melc. Nu te teme, Reghiu, îi vom căuta chiar acum pe răufăcători și vom găsi alunele pierdute. Și nucile, conurile și ghindele, se văita veverița mai departe. Cei doi prieteni au și pornit spre livadă. Dinspre livadă se auzeau râsete. Poftim, ei sunt răi toată ziua, fac numai șoti, bodogăni Buburuza. Chiar și acum se gândesc la o răutate, aprobă Bobiță. Cineva a aros o gaură în trunchiul copacului lui Reghiu, acolo unde este cămara de alimente. Toate alunele adunate s-au rostogolit prin gaură. Nu voi ați fost, a întrebat Bobiță. Vai, n-am vrut să facem rău, noi doar am rost, n-am știut că acolo este cămara cu alimente, se scuză parazitul mezin al lemnului. Vă putem ajuta cumva? Veniți! Trebuie să găsim alunele pierdute. N-avem mult timp, în curând va ninge și atunci nu vom mai găsi delicatesele pierdute. Să ne grăbim! S-a uitat cu atenție la trunchiul copacului. De aici s-au rostogolit alunele, au alunecat pe deal în jos, a explicat Bobiță. La poalele dealului, amicii au găsit delicatesele. Ce bine! Se bucură veverița. Acum mă rog să aduceți fiecare bucată înapoi în scorbura mea. Eu vă ajut cu o scândură, le-a spus Reghiu micilor rozătoare și s-a apucat de treabă. Alunele, nucile, ghindele au fost cărate pe rând către scorbură. Au ajutat și Bobiță și Buburuză, dar degeaba s-au grăbit. A sosit seara și un morman mare se mai afla jos la poalele dealului. Nu vom termina niciodată, a oftat una dintre micile rozătoare. Ne-ar prinde bine puțin ajutor, a adăugat cealaltă. Bobița a sărit în sus și fără un cuvânt a luat-o la fugă. Când s-a întors avea cu el trompeta. A suflat în trompeta atât de tare încât l-au auzit toți locuitorii pădurii. În curând, locuitorii pădurii s-au adunat cu mic cu mare. Bobiță s-a urcat pe un bolovan și le-a povestit ce s-a întâmplat cu alunele adunate de veverița Reghiu. S-au rostogolit! Trebuie să le ducem înapoi în scorbură. Dacă muncim cu toții, până diseară vom fi gata. Start! A strigat Bobiță și a ridicat o alună din morman. A aruncat-o spre Buburuză, ea spre rozătoare, ele către albinuță, albinuța către libelulă și așa mai departe, din mână în mână. Când a ajuns luna pe cer, fiecare alună, ghindă, nucă și castană de la poalele dealului au ajuns înapoi în cămara de alimente a veveriței Reghiu. Veverița a pus la loc și ultima castană. Mulțumesc, cămara de alimente este iarăși plină. Ce bine că am atâția prieteni. În curând va ninge, a sosit timpul să mă întorc în scorbură pentru iarnă. Ne întâlnim la primăvară, a spus veverița. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turta dulce. A sosit luna decembrie. Pădurea era acoperită de zăpada albă. Bobiță și Buburuză au stat în casa cu buline a fetiței mămăruță. Să facem turtă dulce, a propus veselă Buburuză.
Bobiță și Buburuză s-au apucat de lucru. S-au învârtit, s-au rotit prin bucătărie, au făcut aluatul și l-au întins subțire. Buburuză a scos din sertar formele pentru turtă dulce, au tăiat aluatul în forme și au început să coacă prăjiturile. Când s-au rumenit frumos, Buburuză a scos tava din cuptor, a pus prăjiturile într-un castron și le-a dus afară în fața casei. Se vor răci repede, căci e frig, i-a spus lui Bobiță. În clipa aceea a trecut pe acolo o coțofană. A simțit o aromă plăcută și apoi a observat turtele dulci. A apucat cu ciocul castronul și a zburat mai departe. Când Buburuză a ieșit să ia prăjiturile, nu le-a mai găsit. Vai, cineva a luat turtele dulci! A strigat disperată. Dar cine a luat castronul? A întrebat Bobiță nedumerit. Bobiță și Buburuză au pornit spre pădure. În curând s-au întâlnit cu Mila, gândacul de zăpadă. Dragă Mila, cineva a luat castronul meu galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut cine a fost? A întrebat Buburuză. Ba da, am văzut, coțofana a fost, a zburat încolo, a răspuns Mila. Și-au continuat drumul, s-au întâlnit cu Râma. Dragă Râmă, coțofana mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut încotro a zburat? A întrebat Buburuză. Apoi i-au zărit pe Gombi și pe Dima. Chiar construiau un om de zăpadă. N-ați văzut-o pe coțofana? Mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce, s-a plâns Buburuză. Ba da, am văzut-o, a zburat către pârâu, i-a răspuns gândacul cartofilor. Buburuză, privește! Firimituri! De aici a zburat coțofana, a strigat deodată Bobiță. Să urmărim firimiturile și vom găsi scorbura coțofanei, a propus fetița Mămăruță. Așa s-a și întâmplat. Firimiturile i-au condus la scorbura coțofanei. Mirosul de turtă dulce a înconjurat tot copacul. Bobiță și Buburuză s-au cățărat în copac și au bătut la ușa scorburii. Tu mi-ai luat castronul galben cu turtă dulce? A întrebat Buburuză când coțofana a deschis ușa. Da, eu am fost. Mi-a fost foame, am zărit castronul și l-am luat, dar vi-l dau înapoi. E foarte urât să iei ceea ce nu-i al tău, a spus Buburuză și a pornit supărată spre casă. Bobiță în urma ei. Lasă, Buburuză, nu fi atât de supărată. E adevărat, coțofana ți-a luat castronul, dar ți l-a dat înapoi. Probabil îți va cere și iertare, a spus băiatul Melc. După masă, Bobiță și Buburuză și-au invitat prietenii. Au venit Fulgușor, fetița Fluture, Baltazar, băiatul Albină și Vendel, băiatul Rădașcă. S-au așezat în jurul mesei și-au început să mănânce. În curând s-a auzit un ciocănit ușor. Fetița Mămăruță a deschis ușa. Coțofana se afla în fața ușii cu o sticlă mare strânsă sub aripă. V-am adus sirop de măceșe. Eu l-am pregătit din măceșe proaspete de astă vară. Te rog, primește-l și să nu fii supărată pentru că ți-am luat turta dulce, a spus coțofana. Dragă coțofană, nu vrei să mănânci cu noi? Ai și tu un loc la masă? Coțofana s-a bucurat mult și s-a așezat la masă lângă ceilalți prieteni. Au mâncat turtă dulce, au băut sirop de măceșe, au vorbit și au râs până seara târziu. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Meciul de fotbal. Într-o dimineață de vară, Vendel, băiatul Rădașcă, a fost trezit de o bătaie în ușă. Vendel, deschide, sunt eu, Freddy! Vendel s-a ridicat somnoros și a deschis ușa. Vai de mine, Freddy, haide înăuntru, a spus Vendel bucuros și cei doi prieteni vechi s-au îmbrățișat. Uite, ți-am adus ceva, zise Freddy. O minge de fotbal, ura!
Pentru fotbal trebuie echipe, l-a avertizat Freddy. Păi să alcătuim echipele, să le spunem tuturor, i-a propus Wendell. După micul dejun, Wendell și Freddy au pornit la drum. Au bătut la fiecare ușă, luau la rând toate casele și până când au ajuns la capătul pădurii, au adunat cele două echipe. L-au pus pe Alfons, arbitru. Să le facem niște veste colorate, a propus Lily. Albastre pentru una dintre echipe, roșii pentru cealaltă. Fotbaliștii au exersat toată săptămâna. Le-am făcut pentru voi, a spus Adiere și i-a înmânat lui Wendell vestele roșii și albastre. Mulțumim, au răspuns în cor membrii echipelor și s-au îmbrăcat bucuroși cu vestele. Buburuza și Lily au adus bănci, iar spectatorii și-au ocupat locurile la marginea terenului. Brusc s-a auzit fluierul lui Alfons, iar meciul a început. Așa, aleargă, Bobiță! Striga Wendell. Aici, la mine, aici, pasează! Urla Biluță. Bravo! Au triumfat jucătorii echipei albastre și s-au îmbrățișat. Haide, albaștrilor! Haide, roșilor! Scandau galeriile formate din spectatori. Nu e cinstit, Freddy, nu e voie să prinzi mingea cu mâna, a spus indignată Albinuța. Așa e, Baltazar are dreptate, nu mai faulta, Freddy, zise sever Alfons, arbitrul. Meciul continuă într-un mod palpitant. Și cei roșii și cei albaștri au marcat câte două goluri. Astfel, echipa lui Wendell conducea deja cu 3-2, când jocul s-a oprit din nou. Freddy m-a trântit! Gemu Biluță. Da, am văzut și eu, zise Alfons. Freddy, dacă mai faultezi odată, te voi trimite pe tușă. Echipa lui Wendell era la un pas de victorie. Freddy devenea din ce în ce mai furios. Priviți, acum voi marca! A strigat el și l-a împins pe Bobiță. Dar în acest timp a căzut și el, strigând cu durere. Mâna mea! Vai, mâna! Ceilalți au venit în fugă. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, a spus Adiere și a pornit. Dacă nu te-ar durea mâna, te-aș trimite pe tușă cu plăcere, zise Alfons. L-a împins rău pe Bobiță. Da, știu, spuse Freddy cu părere de rău. Dar mă doare rău mâna. A și sosit doctorul Bufniță. Într-adevăr, brațul tău e fracturat. Trebuie pus în gips. Îl porți 4 săptămâni. Trebuie să ai mare grijă să nu te gândești la alergat. Astfel, meciul s-a sfârșit cu victoria echipei albastre. Pentru revanșă trebuie să mai aștepți puțin, zise Wendell, bătându-l pe spate pe Freddy. Lasă că te faci bine repede, nu mai sta cu nasul în pământ. Îmi pare rău că am faultat, plânse Freddy. Promit că dacă mi se vindecă mâna, voi juca foarte corect și vom avea o revanșă cinstită. Până atunci am putea să decorăm gipsul lui Freddy, spuse zâmbind Buburuză. Veniți, vă invit pe toți la o gustare. Prietenii au dat năvală în casa pestriță a Buburuzei. Scoteau cariocile și pictau desene colorate pe gipsul gândacului croitor, care mai de care mai frumoase. După ce doctorul Bufniță îmi scoate gipsul, îl voi păstra ca amintire, a spus Freddy. Apoi s-au așezat cu toții la masă și au mâncat o uriașă ruladă până la ultima firimitură. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Zmeul de hârtie. Bobiță, băiatul Melc, dormea încă atunci când Buburuză, fetița mămăruță, bătu în geamul lui. Bună dimineața, Bobiță! Vino să facem un zmeu de hârtie! Buburuză desenă zmeul, iar Bobiță îl decupă. Apoi l-a ornat cu panglici colorate. În final au legat o frânghie lungă de zmeu. Să-l încercăm, spuse Buburuză. Au pornit ținându-se de mână ca să lanseze zmeul. Degeaba îl lansau din nou și din nou. Zmeul cădea de fiecare dată. Urc
în copac și încerc de acolo, poate va zbura, zise Buburuză, dar zmeul căzu și de data asta. Dintr-o dată se porni vântul, a luat zmeul pe sus în forță și odată cu el a luat-o și pe Buburuză. Bobiță, ajută-mă! Bobiță a urcat în copac și a apucat piciorul Buburuzei, dar nu a putut să tragă zmeul înapoi. Acum zburau amândoi mai departe. Tocmai pe acolo zbura Baltazar, băiatul albină. A apucat piciorul lui Bobiță, dar nici el nu a reușit să tragă zmeul înapoi. Acum zburau toți trei. În vârful unui brad stătea Dima, gândacul cartofilor. A apucat și el piciorul lui Baltazar și acum zburau toți patru. Săltăreață, ajută-ne! I-a strigat Baltazar fetiței lăcustă, care tocmai se plimba pe acolo. Săltăreața a apucat piciorul lui Dima și acum erau cinci care zburau mai departe. Fulgușor, fetița Fluture zbura și ea pe acolo. A prins piciorul săltăreței și au ajuns să zboare toți șase. Vendel, băiatul Rădașcă, și Adiere, fetița Libelulă, se uitau speriați după ei. Zmeul s-a împotmolit chiar în vârful bradului, iar cei șase au căzut pe vârfurile copacilor. Apoi furtuna s-a oprit și a ieșit iar soarele. Bobiță s-a uitat cu îngrijorare către Mămăruță. Buburuză, eu nu știu să zbor. Cum cobor de aici? Nu fi îngrijorat, Bobiță. Vom găsi noi o cale. Am și găsit rezolvarea, a strigat Vendel. Vino, Bobiță, sar pe prelata asta. Nu-ți fie teamă, n-ai să te lovești. În momentul în care Bobiță a căzut pe prelată, a și zburat înapoi, în sus. Priviți-mă, ce bine e! Să încercăm și noi, au strigat și ceilalți. Au sărit în sus și în jos până seara târziu. Noaptea, când toți locuitorii pădurii dormeau deja, vântul s-a întețit din nou, luând cu el zmeul de hârtie. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vioara greierelui. Într-o zi de toamnă, Alfons Greierașul cânta voios la vioară. Toți iubeau muzica lui frumoasă. Micuții copii de furnică ascultau și ei muzica și între timp se jucau cu mingea. Dar vai, mingea a lovit vioara greierelui. Alfons a strigat îngrozit: vioara mea, vioara mea s-a spart! A început el să plângă amarnic. Plângea atât de tare încât s-au adunat cu mic, cu mare, toți cei din pădure. Alfons le arătă furios prietenilor săi mingea cu buline. Mingea asta, da, mingea asta e de vină și copiii de furnică. De unde voi mai avea acum o vioară nouă? Greierele a pășit în căsuța lui, strângând în mâini bucățile viorii și trântind ușa în urma lui. Alfons, Alfons, vino afară, te ajutăm noi cumva, a spus Bobiță, băiatul Melc. Dar Alfons nu voia să vadă pe nimeni. Ceilalți stăteau nedumeriți pe câmpia ciupercilor.
Deodată, Buburuza spuse: să-i facem lui Alfons o vioară nouă. Da, să-i facem o vioară nouă, aprobă fulgușor fetița Fluture. Știu cine poate să ne ajute. Trebuie să-l căutăm pe Patrick, gâza albastră săritoare. El i-a făcut lui Alfons vioara. Au pornit îndată la drum. Au trecut peste munți și peste voi până ce au ajuns la căsuța albastră. Au bătut la ușă. A apărut un căpșor timid în crăpătura ușii. Purta o căciuliță albastră, iar pe spate îi străluceau aripi albastre. Voi cine sunteți? Întrebă gâzuța. Buburuza i-a povestit totul de-a fi rapăr gâzei zburătoare. Dacă doar asta e problema, vă ajut cu plăcere. Nu fiți triști. În două zile, Alfons va cânta la o vioară nouă. Gâza zburătoare a împărțit sarcinile. Unul aduna lemne pentru corpul viorii, altul a căutat fire de iarbă pentru coarde. Când toate au fost adunate, Patrick s-a apucat de treabă. Tăia cu ferăstrăul, șlefuia, meșterea, vopsea, lăcuia cu măiestrie, până când la un moment dat, să vezi minune, vioara era gata. Pot să încerc vioara? Întrebă Buburuza. Nu, asta e vioara lui Alfons, se răsti la ea fulgușor. Dar și eu vreau un instrument muzical, se enervă Buburuza. Și eu, și eu, strigau micuțele furnici. Liniște, strigă gâza săritoare. Ce-ar fi dacă ați face o orchestră, una mare? O orchestră? Și fiecare am avea instrumentul nostru? Ce bună idee! Se bucură Bobiță. Prima dată i-a făcut lui Buburuza o harpă. Vendel, băiatul rădașcă, a primit un contrabas. Lui Dima, gândacul cartofilor, i-a făcut un violoncel. Bobiță și-a făurit o trompetă din pâlnia florii. Egon, cărăbușul, și-a făcut o goarnă din floarea ciucușoarei. Păianjenul de peșteră și-a făcut tobe din castane și ghinde. Adiere și săltăreața au luat pietricele plate ca să le fie talgere. Gâza zburătoare le-a cioplit fluiere micilor furnici din blăstare de mesteacăn. Fulgușor, fetița Fluture a primit o lăută cioplită dintr-o ramură de brad, iar Albina Baltazar o vioară. Biluță, gâza florilor, cânta la un trianglu. Astfel, cântând frumos, au pornit înspre casa lui Alfons. El i-a auzit de departe. Se uita curios pe fereastră. A rămas mut de uimire. Dragă Alfons, au început copiii furnică, nu te supăra pentru că ți-am distrus vioara. Primește din partea noastră această vioară nouă. Patrick ți-a făcut-o. Alfons a potrivit arcușul și în pădure s-a auzit din nou cântecul său. Bobiță și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Puii de canar. Într-o frumoasă zi, Kelemen, canarul, și-a găsit perechea. Lenche trăia pe un fag, nu departe de casa Buburuzei. Kelemen, împreună cu noua lui pereche Lenche, și-au construit un cuib pe creanga cea mai frumoasă a fagului. Bobiță și Buburuza urmăreau cu atenție cum construiau păsările cuibul. Vezi, Lenche nu s-a ridicat din cuib de zile întregi, poate că e bolnavă, se îngrijora băiatul Melc. Nici vorbă, Bobiță, probabil a depus ouă, vor avea pui, se entuziasmă Buburuza. Ouă, pui? Bobiță nu înțelegea. Sigur, le încălzește și deodată din ouă vor ieși pui, a spus fetița Mămăruță. Nu peste mult timp, Lenche s-a ridicat și cum se învârtea prin cuib, Bobiță a zărit trei ouă albe micuțe. Trei! Vor fi trei puișori! A fugit vesel la Buburuza. Într-o dimineață se auzi un ciripit agitat din fag. Ura! Au ieșit puiuții! A strigat Buburuza și de bucurie Buburuza și Bobiță s-au îmbrățișat. Putem să-i vedem? L-a întrebat agitată Buburuza pe Kelemen. Sigur, dar să aveți grijă, sunt încă micuți și fragili.
a spus tăticul mândru. Kelemen i-a luat pe spate pe Bobiță și pe Buburuză și i-a așezat lângă cuib. Ce drăguți sunt! A spus fericită Buburuză. Băiatul Melc și fetița Mămăruță au mângâiat cu grijă micuții canari. Micuții au crescut repede. În curând au început să exerseze zborul. Lenke i-a îndrumat cu grijă, iar ei se descurcau din ce în ce mai bine. Noi mergem după mâncare, să fiți cuminți, a spus Kelemen. Nu cumva să zburați singur din cuib? Sunteți încă micuți, puteți zbura numai când suntem și noi aici, a adăugat Lenke. Dar canarul cel mic n-a ascultat. Auzi vorbă, eu știu să zbor bine, voi încerca singur. Imediat ce a spus asta, a și plecat. Nu pleca, nu pleca! Au ciripit ceilalți doi, dar n-au putut să-l oprească. Când părinții lor s-au întors, cei doi pui erau agitați pe marginea cuibului. A zburat, a zburat frățiorul nostru! Plângeau amândoi. Vai, dar e prea micuț! Oare ce s-a întâmplat cu el? A strigat speriată Lenke. Bobiță și Buburuză au auzit strigătul lui Lenke. Au pornit de îndată în căutarea puiului pierdut. L-au căutat peste tot. L-au căutat pe deal, la munte, pe malul lacului, în pădure, pe câmp. Dar nu l-au găsit nicăieri. A început să se însereze. Cum îl vom găsi pe întuneric? A întrebat Lenke și a început să plângă. În clipa aceea a apărut o lumină stranie pe cer. Erau licuricii care au pornit în căutarea canarului. Vom lumina noi, sigur îl vom găsi, au spus toți deodată. Acolo e! E acolo în tufiș! A strigat repede Bobiță și toți au fugit înspre tufiș. Micuțul canar, epuizat, tremurând de frig, dormea în tufiș. Lenke l-a strâns între aripi și l-a îmbrățișat fericită. În sfârșit te-am găsit! Altădată să asculți de cei bătrâni, a spus Kelemen. Lenke și-a luat zborul, iar licuricii au dansat în jurul ei cu lămpașele lor. A fost atât de frumos ca un dans al zânelor pe cer. Familia canar s-a dus la culcare. Lenke și-a încălzit micuții acoperindu-i cu aripile ei. Noapte bună, micuților! A șoptit ea fericită. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Trotineta. Într-o zi de primăvară, Egon, cărăbușul, a început să-și construiască o trotinetă. Găurea, cioplea, șlefuia, toată ziua nu se oprea din lucru. Când a fost gata, a vopsit-o în negru și a pornit să le arate și celorlalți noua lui trotinetă. Copiii jucau baschet pe câmpie, erau acolo Bobiță, Vendel, Baltazar, Dima, Biluță și Alfons. Priviți, am o trotinetă nouă, eu am construit-o! Vai, ce frumoasă e! Pot să încerc? Nu ți-o dau, e a mea! Vreau să mă dau doar o tură cu ea. Da, și noi vrem să mergem cu ea. Doar o tură, apoi ți-o dăm înapoi. Nu v-o dau, repeta cărăbușul. În timp ce Baltazar, Vendel și Egon se certau, Dima a luat trotineta și a pornit cu ea ca vântul. Oprește-te, dă-mi-o înapoi, e a mea, nu ți-am împrumutat-o, nu împrumut nimănui. Dima a încetinit și în curând Egon l-a ajuns din urmă. Dă-mi trotineta înapoi! Poftim, ia-o! Zise Dima și adăugă. Oricum nu e destul de rapidă. Nu e rapidă? Ia priviți! Cum adică nu e destul de rapidă? Abia mă puteți ajunge din urmă! Zise Egon râzând, fără să observe o groapă mare în mijlocul drumului. Au strigat Bobiță, Baltazar și Vendel, dar a fost prea târziu. Ei, pentru asta doar tu ești de vină, Egon, făcu Baltazar pe deșteptul. Egon, ce ți s-a întâmplat? Te-ai înțepat rău în spini? Iar voi de ce nu-l ajutați? Întrebă gâza trandafirilor într-o suflare. Egon e de vină!
Indiferent cum s-a întâmplat, ar fi trebuit să-l ajutați când a căzut atât de rău. Vino, Egon, casa mea e aproape. Îți voi spăla și îți voi bandaja rănile. Lily i-a oferit un scaun lui Egon și i-a spălat rănile cu apă călduță. Nici nu e atât de grav. Atunci Egon a început să plângă încet. E vina mea, am fost foarte invidios. Dacă n-aș fi fost așa, asta nu s-ar fi întâmplat. Atunci data viitoare nu mai fi invidios. Mulțumesc pentru ajutor, zise Egon luându-și rămas bun. Nu e mare lucru, te vei face bine. Egon a ajuns acasă șchiopătând, nu putea să urce pe trotinetă. Ajungând acasă, s-a băgat repede în pat și a adormit. În dimineața următoare i-a venit o idee nouă și a scos pensulele și vopselele. Acum te voi vopsi în roz. Tu ești Egon, ți-am adus-o ție, mulțumesc pentru ajutor. Vai, e minunată, ai revopsit-o? Întrebă Lily. Da, m-am gândit că în niciun caz negrul nu-ți place. Mă bucur foarte mult pentru ea, mă și duc cu ea la Buburuză. Drum bun, ai grijă cum mergi cu trotineta, strigă Egon după Lily. Egon s-a întors acasă și tocmai când voia să ia masa, cineva i-a bătut la ușă. Bună, Egon, a spus Baltazar. Voiam să întrebăm dacă te simți mai bine. Sunt bine, nu vă faceți griji, spuse Egon fluturând din mână. Promit că nu-ți mai iau trotineta, spuse Dima cu părere de rău. Nici n-o mai am, am revopsit-o și am făcut-o cadou lui Lily, zâmbi Egon. Dar îmi voi face o trotinetă nouă. I-am promis lui Lily că nu voi mai fi invidios. Toată lumea va putea merge cu ea. Puțin, nu foarte mult. Ura! Strigă Biluță. Iar acum veniți să mâncați cu mine. Am pregătit o tartă cu mere. Curând, Egon și-a terminat noua trotinetă. A vopsit-o în verde închis. Peste câteva zile, micii noștri prieteni s-au strâns cu toții pe câmpie și pe rând se dădeau câte o tură cu cele două trotinete.